Salutare, prieteni! Prezentarea Apple s-a încheiat, așa că oficial declar deschis sezonul de glume față de noile iPhone-uri. Prezentarea, într-adevăr, a fost pe locuri cam plictisitoare, dar sunt și multe noutăți super tari pe care trebuie să le aflați. Chiar acum, să începem! Apple Watch-ul a avut onoarea de a deschide prezentarea. Cea mai vizibilă schimbare la noul Series 4 este display-ul. Acesta a slăbit binișor din margini cu vreo 30%. Dacă până acum se vindeau în mărimi de 38 și 42 de mm, acum vor fi disponibile cu 40 și 44. Evident, ceasurile au devenit și mai rapide datorită noului procesor Apple A4, în plus au apărut și noi senzori pentru accelerometru și giroscop, care, atenție, vor permite Apple Watch-ului să reacționeze dacă utilizatorul cade și să se ofere să apeleze serviciile de urgență. Vă dați seama dacă la o petrecere se umble toți cu Apple Watch-uri, se face coadă de ambulanță la intrare. Încă o chestie super tare, focusată pe medicină, Apple Watch-ul va putea oferi o electrocardiogramă a inimii. În cărțile de istorie vom vedea electrocardiograma până la Apple Watch și după. Tot ce trebuie să faci este să atingi Digital Crown-ul. În interior există un nou senzor cu electrozi care împreună cu senzorul din spate oferă uite așa date. Deja o să vedem pe view cum lucrează toată asta. În rest, un pic mai subțire, bateria ci că va ține 18 ore, avem mai multe watch face-uri, iar ce ține de curelușe, cele vechi se potrivesc și la asta. În centrul atenției trebuiau să fie noile iPhone 10, dar nu a fost chiar așa. iPhone 10S și iPhone 10S Max, probabil de la maximum creativitate în denumiri, nu au adus chiar atât de multe noutăți. Pe lângă acest auriu nou, 10S va avea deja 5,8 inch pe diagonală în loc de 5,5, iar S Max va fi un iPhone gigant, serios, 6,5 inch pe diagonală. În palmă va sta exact ca un 6, 7, 8 Plus, dar va fi și mai incomod, fiți siguri. Display-urile sunt aceleași OLED-uri super tari care suportă tot ce vrei. Tare mult timp s-a acordat noului procesor A12 Bionic. Pentru majoritatea o grămadă de cifre neinteresante, vă dau doar una. 5 trilioane de operațiuni pe secundă. Evident, asta oferă performanțe mult mai bune, mai ales în jocuri, realitate augmentată la un alt nivel și mai nou rezultate mai bune la cameră. Modul în care se procesează fotografia este decisiv și mult mai important decât optica de pe smartphone. Cu ajutorul noului procesor, bokeh-ul în fotografii va fi mai real ca niciodată, până și firele de păr se vor evidenția, iar după ce ai tras poza vei putea modifica bokeh-ul, exact ca la Samsung. În plus, A12 Bionic permite procesarea mai multor fotografii concomitent pentru a oferi un efect instantaneu de HDR în fotografii. Însă și camerele nu au suferit mari schimbări, avem același număr de megapixeli, aceeași apertură, doar că un nou senzor cu pixeli mai mari. O premieră pentru noile iPhone-uri va fi apariția versiunilor cu Dual SIM. În sfârșit ceva copiat de la chinezi și nu invers, doar că aici există câteva nuanțe. Apple, vă ce-a durut. Versiunile cu două SIM-uri fizice vor fi destinate doar pentru China, pentru restul, a doua cartelă SIM va fi un eSIM, adică unul electronic încorporat care va trebui să fie compatibil cu operatorul. Din alte noutăți, ambele vor avea rezistență IP68, un Face ID mai rapid datorită noului procesor, sunet stereo la video înregistrare și difuzoare care vor urla cică mai tare. Unica diferență între cele două va fi diagonala și respectiv mărimea bateriei. Și când totul părea să fie pierdut, a apărut el. Poftim noul iPhone 10R. R, 10R, 10R. De unde naiba credeți că vine R-ul ăsta? Scrieți mai jos în comentarii. Fără îndoială, ăsta va fi cel mai vândut iPhone pentru că oferă un preț ceva mai scăzut, dar foarte multe avantaje. Are tot ce găsești pe iPhone 10S, doar cu câteva excepții. Display-ul e de 6,1 inch, deci e mai mare decât la 10 și chiar ușor peste 10S. Diferența este că în loc de OLED, aici vom avea un LCD cu ceva ajustări pompoase de la Apple și fără Force Touch. În fond, un display de pe iPhone 7, iPhone 8 îmbunătățit și cu breton. După care vom avea doar o singură cameră, care este exact camera de bază de pe 10S și 10S Max. Iar cea mai tare fază, chiar și cu o singură cameră vei putea face portrete. Apple chiar m-a surprins cu generozitatea anul ăsta. Până și camera din față e identică. Tot ce lipsește e zoom-ul și stabilizarea optică dublă, care nu s-o pierdere atât de mare, dacă sincer. Încă o mică diferență, rezistența e IP67 în loc de IP68. Dar în schimb câte avantaje rămân. Același procesor super puternic, A12 Bionic, același Face ID cu emoji cu tot și plus atâtea variații de culori. Astea sunt iPhone-uri care, într-adevăr, arată frumușeal.
Prezentarea avea să fie una cam dezamăgitoare dacă nu era acest iPhone 10R. Într-adevăr, cam multe avantaje au lăsat ei pentru un preț mai scăzut. Urmează să vedem unde-i poanta. Noile 10S și 10S Max, cu excepția denumirii groaznice, par să fie un upgrade așa, tipic pentru Apple. Dual SIM-ul sigur îi va bucura pe mulți, la fel și noile mărimi. iPhone 10 nu doar că a îmbătrânit, el pur și simplu a fost scos din vânzare. Dar, oricum, cred că e actual. Voi ce părere aveți despre noile device-uri? Scrieți-ne asta neapărat în comentarii, abonați-vă la canal dacă vreți să vedeți unboxing-uri, review-uri cu noile produse. Cu voi a fost Vigo, toate bune!